Bună ziua, dragi prieteni din pești! Haideți să vedem la pești în dragoste, în zaruri pentru săptămâna viitoare la pești, da? Aveți o casă, o afacere împreună cu această persoană? Multă ceartă, nu știți ce să vă așteptați de la el sau de la ea? Trădare, plecați la un drum, o călătorie, dar totuși sunteți împreună. Împreună, vedeți? Aici călătoria, aici trădarea din partea acelei persoane, nu din partea dumneavoastră. Da, aici care el nu știe ce să facă. Își caută drumul. Da? Și aici afacere sau casa pe care o aveți împreună și aici probabil ceva neînțelegeri din cauza că el este, sau ea este nehotărâtă sau nehotărâtă, da? Hai să așa văd la unii, da? Relația este o magie între dumneavoastră și această persoană. Vă urmăriți. Multă pasiune. Multă pasiune, dragoste pasiunea există. Veți îmbătrâni cu această persoană, uite. Veți îmbătrâni cu această persoană. Veți rămâne surprins sau surprinsă când veți vedea că se întoarce, că vă urmărește, că vă cere o șansă, că veți avea o reușită cu el sau cu ea. În scurt timp, mai durează puțin. Dacă nu sunteți împreună, mai durează până veți fi. Da? Pentru că poate are pe altcineva această persoană sau se gândește la altcineva, are inima la altcineva. Da, vedeți? Mai există un intrus, o intrusă, dar inima lui sau a ei este la dumneavoastră, cu dragoste. Cu dragoste și cu dragoste. Mare dragoste! Acest intrus nu va reuși să vă despartă. Nu va reuși să piardă această relație, că asta vrea. Există pasiune, există urmărire, miracol, magie în, în această relație, șansă. Veți fi plăcut surprinsă, surprinsă. Și dacă este plecată această persoană, mai este puțin și vine. Dacă sunteți în pereche, rămâneți în pereche, da? Cam asta a fost pentru pești. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.